Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre pozițiile unei drepte față de un cerc. Să facem cunoștință cu Andrei și cu fratele lui Mihai. Bună, Andrei! Bună, Mihai! Ei vor să joace un joc nou. Se interesează cum se joacă curling, care sunt regulile acestui joc. Curling-ul este un joc sportiv pe echipe practicat pe o suprafață de gheață. Concurenții lansează pe rând niște pietre speciale din granit spre țintă numită casă. Casa constă în trei cercuri concentrice, deci care au același centru, cu diametrele de 4, 8, respectiv 12 fiți. Pentru a obține punctaj, piatra de curling trebuie să ajungă la țintă sau măcar să atingă cercul exterior. Să vedem care sunt pozițiile unei drepte față de un cerc. Spunem că o dreaptă este exterioară cercului dacă nu are niciun punct comun cu cercul. Deci cercul de centru O intersectat cu dreapta D este mulțimea vidă. Nu are niciun punct comun cu cercul. Când se realizează acest lucru? Dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă, deci segmentul OM, este mai mare decât raza cercului, raza cercului fiind în cazul nostru OA. Spunem că o dreaptă este tangentă la cerc dacă are un singur punct comun cu cercul. Deci avem cercul de centru O și rază R. Intersecția dintre cercul de centru O și rază R cu dreapta D este punctul T. Punctul T este punctul de tangență, iar dreapta D se numește tangentă la cerc. Dreapta D este tangentă la cerc dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este chiar egală cu raza cercului. Spunem că o dreaptă este secantă a cercului dacă are cu cercul două puncte în comun. Deci, în cazul nostru, avem cercul de centru O și rază R, avem dreapta D, iar intersecția dintre dreaptă și cerc se realizează în două puncte, în A și în B. Dreapta este secantă a cercului dacă distanța de la centrul cercului, de la O la dreaptă, segmentul OD, este mai mică decât raza cercului, adică mai mică decât OM, care este raza cercului. Să revenim la problema noastră. Cei doi copilași vor să-și construiască un joc asemănător și să-și facă propriile reguli de joc. Pentru aceasta, desenează pe un carton trei cercuri concentrice, deci cu același centru, și încearcă să poziționeze prin alunecare o monedă în interiorul cercurilor. Deci considerăm trei cercuri cu același centru O și diametre diferite, D1, D2, D3. Să calculăm raza cercului dacă are diametru de 4 cm. Deci diametru D1 este egal cu 4 cm. Dar pe de altă parte, diametrul D1 știm că este egal cu de 2 ori raza, prima rază. Deci înseamnă că de 2 ori raza este egal cu 4. Dacă împărțim relația la 2, raza 1 va fi egală cu 4 împărțit la 2, 2 cm. La fel, diametrul al doilea este de 8 cm. Dar al doilea diametru este de 2 ori a doua rază.
înseamnă că de 2 raza 2 este 8 cm, raza 2 fiind egală cu 4 cm. Și ultimul diametru, D3, este egal cu 12 cm, dar D3 este egală cu de 2 ori cea de-a treia rază. Deci de 2 ori raza 3 e 12 cm. Raza 3 va fi egal cu 12 împărțit la 2, deci 6 cm. Deci înseamnă că cele 3 cercuri au raza de 2 cm, următoarea rază de 4 cm și ultima rază de 6 cm. Am cele 3 cercuri care au același centru O și diametrele de 4, 8 și 12 cm. Andrei și fratele lui Mihai își stabilesc următoarele reguli de joc. Lansează fiecare pe rând câte o monedă și acumulează puncte astfel. Dacă traiectoria monezii intersectează cercul de diametru maxim de 12 cm fără a intersecta celelalte două cercuri, obțin câte două puncte. Dacă traiectoria monezii intersectează cercul cu diametru de 8 cm, obțin 4 puncte. Dacă traiectoria monezii intersectează cercul cu diametru de 4 cm, obțin 6 puncte, iar dacă traiectoria monezii trece prin centru cercurilor, obțin 10 puncte. Calculați punctajul obținut de Andrei dacă la cele 5 lansări ale monezii, distanțele dintre centru cercurilor și traiectoriile monezii sunt de 8 cm, 6 cm, 4 cm, 1 cm, respectiv 0 cm. Să stabilim poziția dreptei D față de cele 3 cercuri dacă distanța de la centrul celor 3 cercuri la dreapta D este de 8 cm. Iată cele 3 cercuri, iată și dreapta D care se află la distanța de 8 cm față de centrul cercului. Deci avem OM perpendicular pe dreapta D, asta înseamnă că distanța este chiar OM, care este de 8 cm. Și observăm că este mai mare decât 6 cm, care reprezintă raza a treia. Deci OM este mai mare decât a treia rază. De asta înseamnă că dreapta D este exterioară cercului de centru O și rază R3. Deci intersecția dintre dreaptă și cerc este mulțimea vidă. De asemenea, OM, care este de 8 cm, este mai mare și decât raza a doua, care este de 4 cm. Înseamnă că dreapta D este exterioară și cercului de centru O și rază R2. Deci intersecția dintre dreaptă și cerc e mulțimea vidă. Și la fel, OM-ul este de 8 cm, care este mai mare decât R1, care e de 2 cm. Deci, de asemenea, dreapta D este exterioară cercului de centru O și rază R1. Deci intersecția dintre dreaptă și cerc este mulțimea vidă. Să stabilim poziția dreptei D față de cele 3 cercuri, dacă distanța de la centru cercurilor la dreapta este de data asta de 6 cm. Deci avem distanța de la centru O la dreaptă, e vorba de segmentul OC, deci OC e perpendicular pe dreapta D, atunci distanța este chiar OC,
unde acest OC este egal cu 6 cm. Ce observăm? Că este chiar egal cu raza a treia, de tot de 6 cm, înseamnă că dreapta D este tangentă cercului de centru O și rază 3. Deci înseamnă că această dreaptă D, intersectată cu cercul de centru O și rază 3, este egal cu punctul C notat în cazul nostru. OC-ul, dacă este de 6 cm, este mai mare decât raza 2, care este de 4 cm, înseamnă că dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază 2 este egal mulțimea vidă. Deci dreapta D este exterioară cercului MOV, da? Cercului mijlociu. Dacă OC este de 6 cm, este mai mare decât raza 1, care este de 2 cm. Deci, de asemenea, dreapta D este exterioară cercului de centru O și rază R1. Deci, intersecția dintre dreaptă și cerc este, de asemenea, mulțimea vidă. Să stabilim poziția dreptei D față de cele trei cercuri, dacă distanța de la centrele cercurilor la dreapta D este de 4 cm. Deci distanța de la centru cercului la dreaptă este de 4 cm. Este vorba de OB perpendicular pe dreapta D, deci OB-ul este distanța de 4 cm. Ce observăm? Că această distanță este mai mică decât raza 3, care este de 6 cm. Asta înseamnă că dreapta D este secantă pentru cercul de centru O și rază R3. Deci intersectează cercul mare în punctele M și N. Dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază R3 va fi formată din punctele, mulțimea formată din punctele M și N. OB-ul știm că este de 4 cm și observăm că este egală cu raza a doua. Asta înseamnă că dreapta D este tangentă pentru cercul mijlociu, de rază 4 cm. Deci dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază R2 este mulțimea formată dintr-un singur punct, și anume punctul B, punctul de tangență. Pentru că OB este de 4 cm, observăm că este mai mare decât raza 1, care este de 2 cm. Înseamnă că dreapta D este exterioară cercului de centru O și rază R1, deci intersecția dintre dreaptă și cerc este mulțimea vidă. Să stabilim poziția dreptei D față de cele trei cercuri, dacă distanța de la centrele celor trei cercuri, de la punctul O, la dreaptă este de 1 cm. Deci distanța OM perpendicular pe dreapta D, deci înseamnă că distanța aceasta este OM de 1 cm. Dar ce observăm? Că 1 cm este clar mai mic decât 2 cm, decât 4 cm, respectiv 6 cm. Deci înseamnă că distanța OM este mai mică decât raza 1, care e mai mică decât raza 2 și decât raza 3. Asta înseamnă că dreapta D, practic, este secantă pentru toate cele trei cercuri. Deci dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază R1
Intersecția se realizează, să zicem, în punctele D și E. Dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază R2. Intersecția se realizează în punctele F, G. Și dreapta D intersectată cu cercul de centru O și rază R3. Să notăm și această intersecție. S, Q. Deci se realizează în punctele E și Q. Deci dreapta D este secantă pentru toate cele trei cercuri. Să stabilim poziția dreptei față de cele trei cercuri dacă distanța de la centrul cercurilor la dreaptă este de 0 cm. Dacă distanța este de 0 cm, asta înseamnă că dreapta D trece prin centru cercurilor. Deci punctul O aparține dreptei D. Asta înseamnă că dreapta D este secantă pentru cele trei cercuri. Cercul de centru O și rază R1, cercul de centru O și rază R2, respectiv cercul de centru O și rază R3. Să calculăm punctajul lui Andrei. Am văzut că dacă prima dată dreapta a fost exterioară, deci traiectoria monezii aruncată de Andrei nu a atins nici cercul verde. Atunci a obținut 0 puncte. Pe urmă, a fost tangentă cercului verde, deci a obținut 2 puncte. Pe urmă, a intersectat cercul mov, 4 puncte. A fost tangentă cercului roșu, 8 puncte. Și a trecut prin centrul cercului, centrul cercurilor, 10 puncte. Deci, în total, Andrei a obținut 24 de puncte. Cei doi copilași vă mulțumesc pentru ajutor și pentru susținere, iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!